Bună draga mea, sunt Luna Ala. Această săptămână va aduce multă emoție și stres fizic. Vibrațiile lunii provoacă o deteriorare a stării de bine, ceea ce te poate conduce la situații traumatice. Marte intră în Scorpion pe 19 noiembrie. În Scorpion, Marte este concentrat pe obținerea a ceea ce își dorește. Devine puternică dorința de a experimenta profunzimile tale emoționale. În unele moduri, ești atrasă de a simți emoții extreme decât nimic de deoarece mediocritatea sau drumul de mijloc îți devin nesatisfăcătoare. Pe 20 noiembrie, Mercur revine la mișcare directă în semnul scorpionului. O zi aglomerată în a împărtăși și a obține informații importante. Probleme de transport, probleme de trafic, întârzieri în fluxurile financiare. Fii pregătită pentru neașteptat. Întâlnirile și contactele importante ar trebui să fie reprogramate peste câteva zile. Poți avea o atenție mai redusă, poți deveni mai distrasă. Sarcinile care necesită efort mental vor fi de asemenea destul de dificil de rezolvat. Deficiența de memorie poate deveni notabilă. Astfel de factori pot afecta de asemenea starea de bine generală, deoarece reduc rezistența la stres și cresc probabilitatea de vătămări de tot felul din cauza neglijenței. Intrarea în Biserica a Maicii Domnului pe 21 noiembrie este cunoscută și sub denumirea de Sărbătoarea Luminii, Ovidenia, Obrejania sau Vovidenia. Bătrânii spun că de Ovidenie se deschid cerurile și animalele vorbesc. Se fac pomeni pentru morți, iar celor care au murit fără lumânare li se aprinde una acum. În această noapte se fac farmece și descânte ce se află ursita. Soarele intră în săgetător. Odată ce soarele ajunge în săgetător, accentul tău trece de la nevoie unei legături intime cu o persoană și cu tine însă la dorința de a ajunge la lume și de a te conecta cu divinitatea. Poți începe a te înțelege și conștientiza lumea așa cum este. Vei fi mai capabilă să adun curajul de a-ți extinde orizonturile și de a aborda noi moduri de gândire. Poți dobândi mai multă încredere și optimism, concentrându-te pe imaginea de ansamblu pe măsură ce îți îndepărtezi atenția concentrată până acum detaliilor. Ești predispusă să-ți depășești așteptările, ai ocazia să-ți alimentezi credința, speranța și viziunea sub această influență. Hai acum să vedem ce va aduce această săptămână fiecărui minunat semn al zodiacului. Berbec În această săptămână, munca nu-ți va solicita stres excesiv. Cu toate acestea, creșterea carierei tale poate fi influențată pozitiv de o persoană care lucrează de mult timp cu tine. Stelele spun că în zadar reviți o cooperare mai strânsă cu el. Luni este o zi de bun augur pentru noi cunoscuți și oferte comerciale care este mai bine să nu le respingi. Este posibil ca marți, odată descoperite lucrurile pierdute, prietenii vechi să se facă simțiți. Duminică se pare că trebuie să te grăbești în ajutorul uneia dintre rudea. Noile întâlniri și cunoscuți interesanți pot fi așteptați săptămâna aceasta, dar nu ar trebui să te apropii prea mult de ei. right Gândește-te la cineva care a fost în jur de mult timp, te prețuiește și crede sincer în tine. Dacă există o astfel de persoană, riști să o pierzi. Din punct de vedere sexual, perioada poate fi medie și chiar gri. Oameni cenușii, conversații pline de plictiseală contagioasă, îmbrățișări plictisitoare. Te-ai săturat de toate astea, dar vrei să ajungi caleidoscopul vieții tale. Nimeni nu te oprește să întâlnești nouă zi la miezul nopții, undeva într-un loc neobișnuit. De exemplu, într-un club de lesbiene sau gay, sau chiar într-un bar de striptease. Este o săptămână bună dacă ai propria afacere, precum și dacă decizi să te angajezi. Vânzarea sau achiziția de bunuri imobiliare va avea succes. Încearcă să rezolvi problemele financiare pe cont propriu, fără a atrage prieteni sau rude și cu atât mai mult străini. Joi sunt posibile noi încasări de bani. Ești obișnuită să trăiești așa cum trăiești, fără să fii atentă la vechile probleme de sănătate. Din păcate, dacă nu îți schimbi atitudinea față de situație, în fiecare an te vei simți din ce în ce mai rău. Stelele spun că acum este momentul potrivit pentru a avea grijă de tine în serios și a rezolva unele probleme radical și definitiv. Poate că ar trebui să schimbi medicul pentru a avea o privire nouă asupra imaginii existente. Pe parcursul săptămânii poți avea unele mici probleme în timp real. Nevoie de a rezolva o serie de mărunțișuri urgente cât mai curând posibil amenință să te ducă în situația că vei începe să uiți un lucru sau altul. Pentru a nu ajunge într-o situație dificilă, folosește-te de ajutorul granatului. Printre numeroasele proprietăți ale acestei pietre este capacitatea de a îmbunătăți memoria proprietarului său. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Este timpul să-ți reîmprospătezi ușor imaginea. Acest lucru îți va oferi energie nouă. Concentrează-te pe muncă. Poate să apară o creștere bruscă a sarcinelor, pot să apară noi responsabilități. Miercuri este o zi de bun augur pentru dezvoltarea de noi idei și orizonturi. Vineri vei putea arăta partea creativă a naturii tale, dar nu te lăsa dusă de val. Sâmbătă, o idee minunată în domeniul finanțelor promite să te viziteze. Timiditatea îți va oferi un apel special în ochii sexului opus și îți va oferi destul de ciudat multe, multe momente plăcute, așa că nu pune rezistența. Și nu te grăbi să scapi de toate complexele simultan. Ți se poate trezi brusc interesul pentru bărbați cu arme în mâini, în special cu arme de foc. Prin urmare, acum poți fi atrasă în primul rând de reprezentanții statului de drept și, în al doilea rând, de diverse mascul care practică tirul. Cu toate acestea, într-un pat de dragoste, chiar și pentru o emoție mai mare, nu este recomandat să iei cu tine o pușcă, bereta sau o spadă. Încearcă doar să-l imobilizezi. Este o săptămână favorabilă pentru punerea în aplicare a ideilor comerciale de lungă durată. Luni sunt posibile noi încasări în bani. Se pare că miercuri trebuie să dai un raport cu privire la munca depusă. Merite să te gândești la toate și să te pregătești în avans. În zilele următoare ar trebui să te gândești la sănătatea inimii tale. Georgeta, este mai ușor să previi boala decât să o tratezi mai târziu. Prevenirea în această privință are o importanță deosebită. Livia, te rog să respecti o dietă prietenoasă cu inima. Încearcă să slăbești dacă fumezi, luptă cu acest obicei prost. Este important să-ți controlezi tensiunea arterială și colesterolul. Fă testele necesare pentru a determina ce e nevoie să pui în practică. În această săptămână este important pentru tine să obții doar cele mai bune. Deci, cu siguranță, nu ai nimic de făcut în magazinele de bijuterii, doar să te superi dacă, desigur, nu ești în stare să achiziționezi cel mai scump lucru. Mai bine puneți un inel sau un medalion cu topaz, face proprietarul său mai modest și mai realist. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni! Arată generozitate. Cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Dorința de a împărtăși idei creative și experiența profesională acumulată îți va aduce un profit considerabil. În viața personală totul merge bine se află în mijlocul unei romanțe pasionale care promite să se transforme într-o nuntă sau un plus la familia. Duminică va avea o ocazie bună de a-ți crește respectul de sine fără a face eforturi speciale. Norocul îți va zâmbi în cel mai neașteptat moment, iar acest lucru promite împlinirea dorințelor vechi. Arată răbdare și rezistență și vei obține ceea ce dorești foarte repede. Situația urmează să se schimbe în direcția de care ai nevoie. O persoană iubită te va mulțumi cu o recunoaștere blândă și un cadou scump. Ar trebui să petreceți weekendul împreună. În această săptămână vei fi sentimentală și romantică la maxim. Dacă deodată dorești să obții apropiere de la el, în niciun caz nu-ți exprima gândurile direct și fără echivoc. Mai bine du-l la o comedie romantică, strânge-i mâna într-un cinematograf, să l sub cerul înstelat. Chiar dacă nu sunt stelele vizibile și este negurat, nu este înfricoșător. Cel mai important este să spui tot felul de prostii sufletești. Ei bine, atunci, sub pretextul de a-l îngriji, ademenește-l într-un pat cald, oferindu-i o ceașcă de ceai ferbinte cu mente și ginger. Atenție! Teiul îi taie pofta de sex. Ei bine, poți găsi o nouă sursă de venit și foarte stabilă. Ideile tale vor aduce profit și credibilitate profesională. Ești acum la fel ca prăjiturile calde, vei avea proiecte noi, clienți, oferte avantajoase. Săptămâna nu va fi ușoară, va trebui totuși să muncești din greu și suficient de mult pentru a menține ceea ce ai obținut și a merge mai departe. Ai nevoie de multă energie, nu uita să-ți reînnoiești rezervele interne pentru a preveni dezastrul. O dietă echilibrată este de mare importanță. Acum nu trebuie să te supraalimentezi, dar carbohidrații complexi trebuie să fie prezenți în dieta ta. Pâine cu cereale integrale, orez. Silvia, dacă îți este frică pentru silueta ta, mănâncă-le doar dimineața până la prânz. Voi avea nevoie de cel puțin o stea din cer. Este mai bine să nu vorbești prea mult, dar nici nu ar trebui să te mulțumești cu minimul, așa că săptămâna aceasta ar trebui să ieși cel puțin de câteva ori, punând un set întreg de chihlimbar. Din fericire, Astrele sunt sigure că o persoană iubită îți va oferi un cadou regal. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac Săptămâna aceasta promite a fi emoționantă și plină de evenimente. Dorințele tale vor primi sprijin și o șansă de materializare. Trebuie să folosești momentul pentru a-ți arăta talentele. Încearcă să fii mai înțeleaptă, să păstrezi tăcerea și să găsești un compromis. Marți, începerea noilor afaceri și dezvoltarea de proiecte în domeniul științei și afacerilor vor avea succes. Sâmbătă vizitează un concert sau o expoziție, îmbogățește-te cu experiențe noi. Fii amabilă cu cei dragi, arată acest lucru în practică și nu doar în cuvinte, cum îi prețuiești și îi iubești. Luni, planurile tale personale pot fi realizate în favoarea ta. Miercuri, anumite dezacorduri sunt posibile în relațiile cu o persoană iubită. Cu toate acestea, este posibil ca în această dispută să se nască un adevăr important pentru amândoi. Prognoza astrologică pentru pat promite acoperirea variabilă cu nori, ploaie în unele locuri, precum și vântul schimbător crescând mai puternic noaptea. Este posibil ca acum să vrei să plângi despre viața ta intimă eșuată, distrusă în muguri de iubitul tău actual, deși este probabil să nu fi avut mult timp să fie actual. Luni, dorința de a fi economică îți poate juca un truc. Amintește-ți că avarul plătește de două ori. Marți poți conta pe încasările în numerar mult așteptate și pe cele semnificative. Duminică se pare că trebuie să lucrezi, dar vei fi bine plătită pentru asta. Săptămâna aceasta ar fi plăcut să-ți crești activitatea fizică acționând cu înțelepciune. Nu este nevoie să te grebești în cariera sportivă. Un antrenament trebuie să fie precedat de o încălzire minuțioasă. Fără ea, în timpul exercițiilor, îți poți răni nu numai mușchii, ci și articulațiile. Dorel, nu economisi timpul petrecut la exerciții. Îmbunătățirea performanței, îmbunătățirea bunăstării generale va fi o recompensă bună pentru tine. Ar fi bine să te ocupi din timp și să-ți aranjezi în sfârșit colecția de bijuterii. De acord, este păcat că de multă vreme nu porți brățara preferată din cauza faptului că nu poți ajunge la atelierul de bijuterii să o dai în reparație. În plus, unele dintre bijuteriile tale au nevoie de o curățare energetică. Folosește plantele și sarea. Încearcă de această dată nu numai să pui bijuteriile în casete, ci și să menții ordinea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, ești puțin nervoasă, dar nu lăsa emoțiile să câștige. Dovedește cine este adevăratul stăpân al situației. Încerca să înțelegi situația și să înțelegi ce ce nu ți se potrivește exact la locul de muncă sau în viața personală. Paula, ai șansa de a remedia câteva erori recente, ceea ce îți va permite să te simți ușurată și liberă. Conflictele cu copiii sau cu părinții nu sunt excluse, dar este mai bine să înțelegi situația decât să încerci să rezolvi problemele. Încearcă să nu te enervezi la observațiile mărunte ale persoanei iubite, transformă criticile într-o glumă și atunci nu vor exista dezacorduri grave între voi. Atenția la copiii aceștia au o perioadă dificilă. Ei au nevoie de ajutorul tău. Uneori este foarte util să scuturi vechiturile, iar alteori este foarte interesant cel puțin ai șansa mare să testezi această informație pe tine. La urma urmei, astrele te sfătuiesc într-un fel sau altul să adopte experiența sexuală a generațiilor mai în vârstă. Așa că fie alează pentru sfaturi către bunica ta, fie deschide imediat cartea scrisă în secolul 16 numită Domostroi. Vei învăța rapid tehnici noi să-ți imobilizezi prada și să obții satisfacția dorită. Marți este indicat să nu te cerți cu șefii, este mai bine să găsești un compromis. În caserele financiare, multe așteptate sunt probabil joi. Dar mai aproape de weekend pot exista dificultăți materiale asociate cu cheltuielile neprevăzute. În această săptămână, pielea ta va fi deosebit de sensibilă la factorii de mediu. Poate fi deteriorată de vânt, umiditate și nu de produse cosmetice de foarte bună calitate. Te le recomandă să ai grijă specială pentru a-ți proteja fața și mâinile de factorii adverși. Săptămâna aceasta vei scăpa cu ușurință de tot ceea ce, ce consider a fi depresos. Bulendre, gunoaie, un prieten, un soț, un iubit. Trebuie doar să te gândești cu atenție pentru a nu exagera. Pe de altă parte, odată ce o îndoială a intrat în capul tău sau nevoia unui anumit obiect, bijuterie sau persoană, înseamnă că nu a fost un accident dar Doamne ferește să te inspiri o revizuire în bijuteriile tale. Faptul că arată oarecum arhaice nu este un motiv pentru a actualiza colecția, având traseul stabilit prin casa de amanet. Încearcă săptămâna asta să porți orice bijuterie de argint sau hematit. Îți va întări nu numai trupul, ci și mintea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara Săptămâna aceasta are sens să te gândești la creșterea veniturilor și la un nou loc de muncă sau obiect al muncii. Acum este un moment bun pentru a începe acumularea de capital mare. În toate problemele tale poți primi ajutor de neprețuit din partea familiei tale. Evite singurătatea, fi mai des în public, alături de prieteni, fă-ți cunoștințe noi și dezvoltă relațiile vechi. Nu ar trebui să ajustezi planurile în ultimul moment. Încercând să aduci totul la perfecțiune, poți face acest lucru la nesfârșit și în niciun caz nu vei ajunge unde dorești. Cu aspectul tău magnetic fermecător vei putea vrăji pe oricine. Încearcă să nu ții nasul pe sus și nici să demonstrezi cât de ușor a fost. Astfel va avea succes există șansa actualizării unei vechi relații de dragoste. Este foarte posibil să te aștepți la probleme cu ejacularea prematură, ce, ce nu este surprinzător atunci când ai în vedere cât de uimitor arăți acum. Și pentru a rezolva parțial problema, scaldă obiectul pasiunii înainte de următorul contact sexual. Vei avea efect mai ales atunci când ajungi câteva picături de ulei esențial de mentă și lavandă în apă. Totuși, planifică-ți financiare pentru pentru a nu provoca daune inutile în portofel. Merită să economisești mai mult. Rodica acordă atenție cooperării comerciale cu companii străine, promit perspective atractive, deși nu imediat. De nu în această săptămână vei obosi mult mai mult decât de obicei. Acțiunile de rutină se vor dovedi extrem de obositoare pentru tine, vei începe să dai din cap și să faci greșeli stupide. Stelele spun că este important pentru tine să te relaxezi mai mult, iar în mod ideal să mergi în vacanță, să schimbi atmosfera, să ai un somn bun și să respiri în aer curat. Încearcă să scapi de orice obligație pentru un timp, nu planifica nimic, ascultă-te și nu-ți contrazice nevoile. Este posibil ca în săptămâna aceasta să fie nevoită să supraviețuiești unei despărțiri temporare de persoana iubită. De exemplu, circumstanțele te vor obliga să pleci într-o călătorie de afaceri sau jumătatea ta va trebui urgent să zboare undeva. Puneți un inel, un pandativ sau o brățară cu granat almadin și atunci îți va fi mult mai ușor să faci față tristeții cauzate de separare. Aceeași piatră te va ajuta să ai încredere mai multe și să fii mai puțin geloasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Deși nu în toate, trebuie să te retragi din ceva. Ia-o mai ușor. Încearcă să nu te lauzi cu lucruri care nu sunt încă finalizate. Ar trebui să știe despre activitățile tale doar un cerc restrâns de prieteni de încredere. Nu ar trebui să lupți pentru conducere la locul de muncă. Este mai bine să acționezi alături de colegi decât să tragi pătura peste tine. Joi și vineri implementează planurile la rece cu mintea limpede, deoarece nebulozitatea și incertitudinea pot duce la inconsistență și inexactități. Anumite dezacorduri și omisiuni de perechea ta nu sunt excluse. Catalina încearcă să nu-ți înșel persoana iubită. Acest lucru nu va face decât să complice relația. Este mai bine să nu-ți spun să crezi că el nu știe ceva, deși poate fi gelus pe tine chiar și fără un motiv anume. Săptămâna aceasta, cele mai sensibile zone erogene ale tale vor fi vârful nasului și limba. Poate că o mâncărimea continuă a acestora te vor face să ieși din casă. Se va termina cu faptul că te duci la o prietenă pentru a te relaxa puțin în timp ce bei un pahar stimulant și în același timp discuți despre realizările sexuale ale prietenilor voștri reciproci. Ai grijă când te angajezi în proiecte noi. Situația financiară este ondulantă. În unele momente se stabilizează, dar cheltuielile neprevăzute din weekend sunt posibile. Acum este mai bine să nu iei împrumuturi. Este plină de optimism și energie. Acest lucru este foarte bun. Oportunități interesante se deschid înaintea ta. Principalul lucru pentru tine este acum să alegi direcție potrivită pentru aplicarea forțelor. Analizează exact ce probleme de sănătate îți strică calitatea vieții și începi să le rezolvi. De asemenea, consultați medicul. El îți poate oferi o idee foarte bună și poți dezvolta un plan pentru a-ți atinge obiectivele. Nu te supra solicita. Dacă nu te simți foarte bine, mergi la culcare. Îți va fi destul de dificil să stai liniștit în zilele următoare, dar călătoriile îți vor adăuga probleme inutile. Chiar dacă de obicei nu te îmbolnăvești, încearcă să poți bijuterii cu turmalina. Aceasta previne amețelele, te ajută să naveghezi într-o zonă necunoscută și este, în general, utilă călătorilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, în această săptămână multe dintre dorințele tale se vor împlini. Așteaptă-te la profituri solide, noi proiecte și comenzi. Da, în dragoste ești clar norocoasă. Stelele promit o întâlnire care îți va face inima să bată mai repede. Miercuri pot apărea în noi circunstanțe care vor schimba fundamental situația, dar aceasta va fi o veste bună. În a doua jumătate a săptămânii poate începe o nouă, chiar mai de succes, etapă în cariere sau la muncă. O perioadă este bună pentru a te apropia și mai mult. Dragostea te inspiră și îți ofere o experiență de neuitat. Te așteaptă o nouă rundă în relația ta, poți chiar să-ți pierzi capul. Este atât de frumos! Petreceți weekendul împreună și veți avea o experiență minunată! Simona, vei genera pe loc pe oricine încearcă să se implice în viața ta și îndrăznește să se atingă de libertatea ta. Fericirea îți va fi dată de acele poziții în care îți poți arăta caracterul încăpățânat și persistent. În mod clar, trebuie să fii sus sau cel puțin să fii capabilă să-ți folosești activ atât corpul tău cât și corpul iubitului tău. Ceea ce este cu siguranță nepotrivit pentru jocurile tale erotice de săptămâna asta este poziția în care ambii parteneri sunt lateral. Aștepți un venit stabil și mare. Luni este o zi favorabilă pentru rezolvarea problemelor financiare și demararea unor proiecte profitabile. Săptămâna este bună pentru cumpărături, inclusiv imobiliare. În zilele următoare, pielea ta va avea nevoie de îngrijire specială, va fi extrem de sensibilă, astrele recomandă să alegi cele mai blânde mijloace pentru a te îngriji. Elimina orice loțiuni și tonice care conțin alcool. De asemenea, săptămâna aceasta nu trebuie să experimentezi cu produsele cosmetice. Dacă ai planificat o vizită la un estetician, este mai bine să o transferi în decembrie. Dar o vizită la un dermatolog sau alergolog poate fi de mare ajutor. Lumea te va recunoaște prin propria ta splendoare. Nu este nevoie să subliniezi acest lucru. Cu toate acestea, dacă mai dorești să adaugi un produs al unui bijutier la imaginea ta aproape perfectă, alege diamante mai mult, succesul financiar îți va permite să le achiziționezi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, fii mai îndrăzneață și extravagantă și vei străluci atrăgând ochii bărbaților interesanți. Doar nu lăsa praf în ochi și răspunde pentru cuvintele tale. Joi multe lucruri vor merge mai departe. Performanța ta în muncă depinde de autocontrol și autodisciplina. Poți deveni mai energică și mai antreprenorială. Aproape tot la ceea ce ce te te-ai gândit va deveni realitatea, așa că înainte de a pune o dorință, gândește-te la ce ce vrei să primești cu adevărat. Dar Daniela, reduce rințele. Reculege-te, trebuie să-ți faci timp pentru o examinare serioasă a situației. Încearcă să înțelegi sentimentele și plângerile celui drag. Gândește-te realist la viitorul tău și la relațiile ambigue cu persoana iubită. Orice excese, în special cele care nu vin de la tine, ci de la iubitul tău, nu sunt binevenite acum. Încercați să treceți cu minimul la datorie, deși acest lucru nu înseamnă că sexul ar trebui să fie mecanic și de rutină. Din potrivă, acest sfat înseamnă că acum trebuie să înveți să apreciezi bucuriile simple, dar eterne ale vieței și să te bucuri de ele la maxim. Păstrează emoțiile în tine în momentul în care pot interfera cu cariera ta. Profitul tău va depinde de o întâlnire cu partenerii de afaceri, care este mai bine de organizat joi. Arată tuturor fiabilitatea ta. Săptămâna aceasta vei putea să faci următorul pas către formarea de obiceiuri bune și să scapi de cele rele. Stelele avertizează, va trebui să arăți voință. În plus, este posibil că o revenire la înălțimile atinse cândva este acum puțin probabilă, dar nu imposibilă. Așadar, există un motiv pentru a te încorda. În acest moment poți face față oricărei sarcini, poți alege ceva care nu a reușit și să câștigi. Se pare că termenele tale se îngustează, ai multe de făcut ca să finalizezi un proiect important. În acest caz, cumpără bijuterii cu tanzanit. Această piatră îți va oferi vitalitate și putere pentru finalizarea rapidă a afacerilor. Ea te va ajuta să te înțelegi mai bine cu oamenii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, situația care se va dezvolta în această săptămână te poate provoca într-o dispută cu colegii și chiar cu șefii. Liliana încearcă să filozofezi despre acest lucru și să transformă discuția într-o conversație fascinantă. Uite să stai întinsă pe canapeaua din fața televizorului. Ai nevoie de întâlniri cu prietenii și activități în aer liber urmărește discursul, un cuvânt scăpat accidental amenință că va fi folosit cu succes de către cel care îl înțelege rău. Partenerul tău are un concurent în lupta pentru atenția ta, iar săptămâna aceasta va predomina. Cel mai probabil concurentul este munca și, deși această stare de fapt nu va provoca entuziasm, nici nu va aduce probleme speciale. Dar dacă motivul pentru angajarea ta este în ceva mai puțin inofensiv, ține-te bine! Nu pot fi evitate focare de gelozie. Canalul audio de informație este cel ce îți va aduce satisfacția dorită. Vei fi surprinsă de cât de subtile reacționezi la cele mai mici schimbări în timbrul și ritmul vocii persoanei dragi. Fii explicită și spune ce-ți place înainte de călărea la obișnuită. Reuniunile de afaceri și negocierile vor avea succes marți. Cheltuirele neprevăzute sunt posibile în a doua jumătate a săptămânii. Vineri poți primi oferte interesante de afaceri care merită luate în considerare. Încearcă să crești cantitatea de legume și verdețuri în dietă. Nu uita de alte cadouri ale naturii disponibile în prezent. Acestea îți vor diversifica meniul și vor oferi organismului vitalitatea necesară. Încearcă să crești cantitatea de legume și verdețuri în dietă. Nu uita de alte cadouri ale naturii disponibile în prezent. Acestea îți vor diversifica meniul și vor oferi organismului vitaminele necesare. Vei beneficia de tot ceea ce este legat cu un de mare. Călătorii pe mare sub formă de relaxare pentru corp și suflet, picturi realizate cu peisaje marine ca relaxare pentru ochi, haine verzi, nuanțe de albastru și verde și, desigur, acvamarin în bijuterii. Apropo, ajută foarte mult la găsirea de noi prieteni și întărirea relațiilor de dragoste testate în timp. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! încearcă să nu acorzi atenție tâmpeniilor. Toate deciziile trebuie luate cu o minte sobră, care să nu permite emoțiilor să interfereze cu mintea. La mijlocul săptămânii sunt posibile anumite probleme în relațiile cu familia. Nu pune presiune asupra celor dragi. Vineri s-ar putea să fi vizitată de o dorință neașteptată de a pleca undeva, dar merită să-ți măsori puterea și capacitățile financiare sâmbătă nu începe nicio treabă cu o dispoziție proastă, încearcă să-ți remediezi mai întâi starea de spirit. Relația cuplului tău suferă unele modificări, nu te îngrijora. Un obiectiv împărtășit cu persoana iubită nu numai că duce la succes, dar ajută și la găsirea de noi puncte de contact. Joi este un moment bun pentru întâlniri romantice. Îți este recomandat cu tărie să aranjezi o vacanță, de preferat cu buget redus. Cum și în ce va fi exprimată nu este atât de important. Principalul lucru este ca aceasta să acopere toate aspectele vieții tale, inclusiv cele intime. Și dacă ești lăsată brusc singură, acesta nu este încă niciun motiv să te plictisești. La final te poți distra cu sexul virtual. Ofertele din culise și escrocherii financiare nu ți vor aduce profit, dar te pot costa reputația. Veorel, la mijlocul săptămânii, ți se vor acorda anumite credite de încredere, dar situația financiară generală va depinde nu numai de tine. Este un moment bun pentru rezolvarea problemelor fiscale. În această săptămână trebuie să fii foarte atentă la mișcările bruște, răniri. Exacerbarea bolelor cronice lente nu este exclusă. Stelele îți recomandă să ai cu tine în fiecare zi medicamentele de care ai nevoie. Dacă pleci într-o călătorie, înainte de a pleca, mergi la medic și consulte-l cu privire la ce alte medicamente trebuie să adaugi în bagajul tău. În zilele următoare, aruncând o privire accidentală într-un magazin de bijuterii și descoperind un număr mare de articole drăguțe acolo, nu te grăbi să cheltui banii. Bijuteriile noi nu au nevoie de tine acum. Ai nevoie de ajutoare mai vechi, de încredere. Cel mai bine ar fi să ai prin casă niște rubine. Ele dau forță și energie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Săptămâna aceasta merită să acorzi o atenție specială creșterii carierei, deoarece sunt posibile oferte foarte atractive. Adevărat, va trebui să muncești mai mult. Pentru a reuși, trebuie să te gândești la toate. Ce vei spune? Care este imaginea ta? Dar cu planuri și acțiuni riscante, este recomandabil să aștepți. Pentru a obține multe fără o analiză amănunțită și calcul, nu vei reuși. Încearcă să nu renunți la muncă pentru viața personală. Ai șansa de a schimba radical relația? O conversație importantă vă va permite amândurora să vă vedeți și să vă înțelegeți reciproc într-un mod nou. Întâlnirile de succes vor avea loc luni și joi. Cu toate acestea, nu uita de muncă scufundându-te în romantismul tău pasional. Este mai bine să petreci sâmbătă în izolare, în această zi să-ți dedici mai mult timp. Instabilitatea lumii tale interioare va duce la faptul că în sfera intimă te vei dovedi a fi bântuită de capricii. Partenerul tău sexual poate fi chiar epuizat încercând să înțeleagă ce vrea dragă de tine și cum poate să te satisfacă mai bine. Săptămâna aceasta este posibil să ai parte de o calmare financiară, așa că nu ar trebui să pierzi banii în zadar. Marți și miercuri îți vor aduce multă muncă, agitație, principalul lucru este să nu-ți pierzi inima și să nu renunți vineri nu lua cu tine sume mari, vei fi prea împrăștiată. Ar trebui să te dedici restaurării forței fizice și psihologice. Stelele spun că ai nevoie de odihnă, pace și liniște. Evite stresul, evite petrecerile zgomotoase. Opțiunea ideală pentru tine este să îți iei o vacanță și să mergi undeva la o pensiune sau stațiune la cabană. Dacă acest lucru nu este posibil, minimizează sarcina și intensitatea comunicării. Dacă este posibil, aranjează o săptămână de șapte zile fără a citi, fără rețele sociale. Se pare că ai ceva responsabil și dificil. Negocieri, o întâlnire sau o căutare a unui nou loc de muncă. Maricica poartă bijuterii din Onyx, care în dechime se numea piatra conducătorilor. Datorită proprietăților sale, Onyx-ul îți va oferi încredere în sine, va adăuga ironie și abilități de analize și chiar te va ajuta într-o oarecare măsură să obții puterea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!